visele adică o butoane și stătea o citire cu vădătul lui Dumnezeu Luca din capitolul 21 versetul 9, 10 și 11, după care le vom duce în versetele 25 până la versetul 36. Și cuvântul Domnului spune: când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă spăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi le-a zis el: un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciun. Și vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. După care vom merge în versetele 25 până la versetul 36. Spune cuvântul: vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor ști ce să facă la auzul urletul mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă: vedeți mochinul și toți copacii, când înfrunzesc și vedeți voi singuri, cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și altfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Și ultimul verset: vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului omului. Amin. Amin. Vă rog frumos să vă reașezați. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul deosebit care ni l-a pus la dispoziție și în această zi, ca să ascultăm cuvântul Lui. Și Domnul să ne binecuvânteze. Acest pasaj care l-am citit este una din predicile lui Domnul Iisus Hristos. Și vreau să vă aduc la cunoștință acum că El când va veni, Domnul Iisus Fiul Omului, nu va găsi decât două rânduri de feluri de oameni. Oameni care vor sta în picioare și oameni care nu vor sta în picioare. Ioa are o revelație cu Dumnezeu printr-o vedenie și ne spune despre acești oameni care poate să stea și care nu poate să stea. Și prima dată voi începe cu cei care nu poate să stea în picioare. Și ne spune în Apocalipsa, capitolul 16, versetul 19 și 20, 17, 16 și 17. Să vedeți acum. Apocalipsa 6,
versetul 16 cu versetul 17. Haideți să vedem care sunt oamenii ăștia care nu poate să stea în picioare. Și ziceau munților și stâncilor, cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia Mielului. Și 17. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate sta în picioare? Oameni care nu poate să stea în picioare la venirea Fiul Omului. Când va veni Domnul Iisus Hristos, el nu va găsi decât două rânduri de feluri de oameni. Nu vor fi confesiuni sau religiuni, nu! Și numai două feluri de rânduri de oameni. Una este aceasta, acest fel de oameni care ne spune Ioan. A doua o găsim tot în Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9 și 10. Și spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați, după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată, pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, de orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare și înaintea scaunului de domnie și înaintea Mielului îmbrăcat în haine albe cu ramuri de tinit în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și a Mielului, slăvit să fie numele Lui. Amin. Amin. Numai rândurile astea să știți. Așa a văzut revelația pe care a făcut-o Ioan. Nu arată confesiuni, nu arată că sunt penticostari, evangheliști, baptici, etc. religiuni și confesiuni. Nu! Numai două rânduri de feluri de oameni. Oamenii care l-au iubit pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot sufletul, cu tot cugetul. Și oameni care nu au vrut să facă voia lui Dumnezeu. Sunt două rânduri de feluri de oameni. Într-adevăr, noi suntem oameni care noi ne îndoim, fraților. Noi ne îndoim, să știți. Și vine salmistul și ne spune în Psalmul 20 cu versetul 8, uitați cum ne întărește cuvântul lui Dumnezeu. Este în voie și cad, dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare, slăvit să fie numele Lui. Asta este, cum să zice, ne mai duce un cuvânt care spune că trestea frântă, El nu va zdrobi. Și un lucru care mai este aprins, El nu va stinge. Și noi, într-adevăr, suntem în țărână. Chiar dacă ni se întâmplă vreo nenorocire, un necaz, noi rămânem în picioare. Trebuie să rămânem în picioare. Pentru că e cuvântul, este Duhul Sfânt care ne întărește și ne ia pe brațe, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și acum vreau să pornesc predica chiar de la ultimul verset, în 36. Și spune, din Luca 21 cu 36, spunea cuvântul lui Dumnezeu. Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Eu vreau să încep de aici. Deci, în versetul ăsta, ce trebuie să facem noi să putem să rămânem în picioare? Ce trebuie să facem? În versetul 28, când am vorbit, spunea cuvântul lui Dumnezeu, 28, când vor începe să se întâmple toate aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră este aproape. Să vi se fie numele Lui. Deci, este vorba despre privirea. Privirea la untrică a inimii noastre pe care ne-o relatează Pavel în Efeseni, capitolul 1, cu versetul 18. Ne spune despre ochii inimii și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavii moștenirii Lui în Sfinți, slăvit să fie numele Lui. Deci e vorba de privirea
a ochilor inimii și Domnul să ne binecuvinteze. Vreau acum să aduc la cunoștință că noi trebuie, afișează din nou versetul 28, că trei versete vreau să le aduc din ceea ce am citit. Privirea. Ce să facem noi? Noi trebuie prima dată să privim. Să privim. Și vreau să dau un exemplu acum despre două persoane, două binecuvântări care le-a primit, unul din Vechiul Testament și altul din Noul Testament, care a avut binecuvântări în urma privirii, când a privit spre cer, spre Dumnezeu. Și haideți să le aducem aminte, știți despre cine? Despre Nebucadnețar, împăratul Nebucadnețar. Și acolo avem trecut în Daniel, capitolul 4, de la versetul 34 în jos, spune cuvântul lui Dumnezeu. După trecerea vremii sorocite, el, Nebucadnețar, a ridicat ochii spre cer și mi-a venit iarăși mintea la loc. Am binecuvântat pe cel prea înalt, a lăudat și slăvit pe cel ce trăiește veșnic, acela a cărui stăpânire este veșnică și a cărui împărăție dăinuiește din neam în neam. Slăvit să-i fie numele Lui. Deci, Nebucadnețar, după șapte vreme, așa cum spune cuvântul, el când și-a aruncat privirea, atunci a venit mintea la loc. Și spunea cuvântul de mai departe în 36, deci 36. În vremea aceea mi-a venit mintea la bol. În vremea aceea. Și 37. Și uitați ceea ce a făcut. Acum eu Nebucadnețar laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerilor, căci toate lucrările lui sunt adevărate și toate căile lui sunt drepte și el poate să smerească pe cei ce umblă în smerenie, slăvit să fie numele Lui. Deci, privirea. Că noi, prima, ca să putem să stăm în picioare, noi trebuie să privim în sus. Prima dată. Și le spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, capitolul 3, cu versetul 1. Spune, frații sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ce să facem? Ațintiți-vă privirea la cine? La apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Amin. Acum vreau să mergem în Noul Testament. Și vreau să dau un exemplu din Faptele Apostolilor, din capitolul 7, versetul, de la versetul 55 până la versetul 60. Și este vorba despre Ștefan. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răgânească și au astupat urechile și au năpăstuit toți într-un gând asupra lui. L-au tărit afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și-au aruncat cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Și 60, apoi am genunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe, a dormit. Vedeți? Când dai privirea în sus, indiferent când cineva aruncă cu piatra în tine, indiferent când cineva aduce asupra ta un lucru care nu este adevărat, indiferent când cineva aduce o bârfă, tu nu spui altceva, că privirea ta e sus. Îi spui, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta.
Asta trebuie și noi să facem. Doamne, îndură-te de noi. Deci, privirea, noi trebuie să o ridicăm întotdeauna în sus. De ce? Că spunea terminația versetului 28, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Așa spune. Pentru că izbăvirea voastră se apropie. Primul lucru pe care noi trebuie să o facem ca credincios, noi trebuie să ne ațintim privirea, așa cum spuneam, la apostolul și marele preot al credinței noastre, adică la Domnul Iisus Hristos, care a suferit crucea, care a disprețuit rușinea și acum stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Asta este prima dată ceea ce noi trebuie să facem. Un alt lucru pe care noi trebuie ce să facem ca să putem sta în picioare. Avem un versetul 34 și spune cuvântul lui Dumnezeu din Luca: luați seama la voi înșivă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu un buibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Ce înțelegem noi în versetul acesta? Înțelegem că trebuie să avem o disciplină. Aceasta rezultă că este o disciplină pe care noi trebuie, ca să putem sta în picioare la venirea Fiului Omului, trebuie să avem o disciplină. Și adică o disciplină la nivel de trup, suflet și duh. Astea sunt trei componente, cum avem. Și vreau prima dată să aduc la cunoștință despre trup. La nivel de trup. Disciplină la nivel de trup. În Roma, capitolul 12, cu versetul 1, Apostolul Pavel ne spune: Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi de partea voastră ceea? O slujbă duhovnicească. Aceasta este la nivel de trup. Și mai avem și în 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 19, spune cuvântul lui Dumnezeu: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Asta este o disciplină la nivel de trup. Și îndură-te, Doamne, de noi. Să avem o disciplină. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu astfel: fiindcă prin sângele Lui avem o intrare slobodă în locurile prea sfinte, pe calea cea nouă pe care ne-a trasat-o El prin perdeaua dinăuntru, adică a trupului Domnului Iisus Hristos. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem doar cu o inimă curată și cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuce rău și cu trupul spălat de o apă curată. Asta este o disciplină, să știți, asupra trupului. Și Doamne, îndură-te de noi, că și trebuie, fraților, așa după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să fie totul disciplinat cu postul, cu rugăciunea, cu venirea la biserică. Și Doamne, îndură-te de noi. Ai milă de noi, Doamne. Un altru, partea cealaltă, despre trup, despre suflet. Partea cealaltă a sufletului. Disciplina a sufletului. Disciplina a sufletului care noi trebuie, știi ce înseamnă? Să smulgem toate buruienele din grădina sufletului nostru. Și să nu ne îngrijorăm de nimic, spune cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să ne îngrijorăm de nimic, fraților. Asta este principiul nostru. Domnul Iisus Hristos ne dă niște exemple în Matei, în capitolul 6,
Versetul 25, 31 și 34 este aceleași, să știți. De aceea vă spun să nu vă îngrijorați de viața voastră. Deci, aceleași versete. Gândiți-vă ce veți mânca sau ce veți bea. Nici de trupul vostru gândiți-vă ce veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul? Și mai mult decât îmbrăcămintea? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zile necazului meu. Ai îngrijorat. Asta este la nivel de suflet. Și spune tot în Matei capitolul 6 cu versetul 33, 6, căutați mai întâi ce ai. Împărăția lui Dumnezeu. Și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Slăviți să fie numele Lui. Asta este la nivel de suflet. Doamne, îndură-te de noi. Ai milă, Doamne, de noi. Ca noi să căutăm mai întâi cea împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Un alt lucru pe care ne spune cuvântul lui Dumnezeu, ne spune în Apocalipsa, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste locuitării lumii aceste. Și Doamne, ai milă de noi. Îndură-te. Avem scris în Apocalipsa 3 cu 10. Ce trebuie noi acum să facem ca să putem sta în picioare? Ce trebuie să facem? Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune în 36 și auziți ceea ce ne spune cuvântul. Ce trebuie să facem? Vegheați, dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate aceste lucruri, de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Îndură-te, Doamne, de noi. Deci, predica lui Domnul Iisus Hristos ne avertizează, fraților, ceea ce noi trebuie să facem. Și noi trebuie să veghem. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei, în capitolul 10, cu versetul 24, spune să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la ce? La fapte bune. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune în 1 Petru 5 cu 8. Uitați ceea ce ne spune. Veghiți treji. Și vegheați. Pentru că potrivnicul vostru diavolul dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. El încearcă în orice ca să ne dărâme. Dar bazat în cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie, chiar dacă ne îndoim, noi trebuie să ne ridicăm în picioare. Ai milă, Doamne, și îndură-te de noi. Așa spune cuvântul. Un alt cuvânt care ne poate da din Marcu, începând de la 13, începând de la versetul 35, 36 și 37, vegheați, dar pentru că nu știți când va veni stăpânul casei. Sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească cum? Dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați. Ai milă, Doamne, și îndură-te de noi. Căci noi trebuie să veghem. Că vegherea, dacă noi nu veghem, vegherea este ca o somnolență spirituală. E ca somnul fizic care ne trimite în lumea viselor când dormim. Tot la fel.
Somnul, somnoleța spirituală ne trimite dincolo de păcătuim. Când noi ieșim din afara cuvântului lui Dumnezeu. Și de aceea este cel mai important ca noi să veghem. Să veghem, fraților, și să ne dăm toată silința ca să unim cu credința faptul. Și Doamne, îndură-te de noi să rămânem ancorați în cuvântul Tău. Căci noi avem de luptat. Vine Pavel și spune să ne luptăm lupta cea bună printr-un cuge curat. Ai milă, Doamne, de noi. Și ceea ce noi trebuie să facem acum ca să rămânem în picioare. Vine Pavel și ne spune în Efeseni, în capitolul 6, începând de la versetul 13 până la versetul 18 sau 19, de aceea spune cuvântul, luați toată armătura lui Dumnezeu, ce să facem? Ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruitor. Și acum începe și le numerează verset după verset. Stați dar gata, având mijlocul încins cu adevărul. Îmbrăcați cu ceea, cu platoșa neprihănirii. Având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestor, luați scutul credinții cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coripul mântuirii și sabia Duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți! Ăsta e ultimul verset. Faceți în toată vremea prin Duhul ceea. Tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. Ai milă, Doamne, și îndură-te. Ce trebuie să facem noi? În primul rând, noi trebuie să ne ațintim privirea sus la Marele Preot. Ce trebuie să facem noi? Să avem o disciplină la nivel de trup și la nivel de suflet. Ce trebuie să facem noi? Să veghem că nu se cunoaște ziua când va veni Domnul. Și spune în Petru, zice, ziua Domnului, încă nu se cunoaște. Nu se cunoaște dacă cerul va trece. Și corpurile cerești se vor topi de mare căldură, arată acolo un fel, ce fel de oameni ar trebui să fim noi. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Dar spune că cerurile va trece, corpurile se va topi, iar pământul va arde cu tot ceea ce este pe el. Ce fel de oameni va trebui să fim noi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea lui Dumnezeu? Ajută-ne, Doamne, ca să avem o purtare sfântă și evlavioasă și să veghem, așa după cum ne spune cuvântul, că nu se știe ziua de mâine și nu se cunoaște. Domnul să ne binecuvinteze, El să ne ajute să veghem. Eu rămân la aceste cuvinte. Amin. Domnul să ne binecuvinteze.